În cazul în care ai pierdut trendul cu Adidas și NFT de la Stepan, cu care deja câștigă bani o groază de oameni, printre care și eu, atunci acest video categoric este pentru tine, deoarece astăzi vorbim despre principalul concurent al aplicației Stepan, care va fi lansat curând și care se numește Step Up. Așa că rămâi până la final pentru ca să nu pierzi și acest trend inclusiv. Așadar, înainte ca să trecem la subiectul episodului de astăzi, vreau să spun 2-3 cuvinte despre Stepan, deoarece ultimele zile pe Instagram sunt întrebat tot mai frecvent dacă merită sau nu merită de intrat acum în proiectul Stepan. Apropo, abonează-te la Instagramul meu, deoarece acolo arăt cum câștig eu bani din Stepan. Respectiv, ce vreau să spun este că nu cred că la momentul actual este deja prea târziu pentru a mai intra în cadrul proiectului. Eu singur mă gândesc, poate merită să mai cumpăr încă o pereche de Adidas și în cadrul aplicației Stepan, dar la moment încă stau la dubii, nu mă pot decide, deoarece la moment Adidas și costă deja mai scump decât atunci când am intrat eu, adică eu am cumpărat Adidas-ii mei Stepan cu 11,8 solana, care ar fi în jur de 1180 de dolari. De curând, chiar săptămâna trecută, a intrat o prietenă de-a mea care a cumpărat deja cu 12,4 solana, iar acum cei mai ieftini Adidas și NFT practic valorează în jur de 13 solana, adică în diapazonul la 1300 de dolari, și ei continuă să crească în preț, deoarece chiar de curând tokenurile proiectului Stepan, vorbim despre GST și GMT, aceste două tokenuri au fost listate pe bursa Coinbase și respectiv acest lucru încă a făcut ca tokenurile să crească în preț. La moment la momentul filmării acestui video avem un GST la 6,8 dolari aproximativ, ceea ce este pur și simplu wow, din care punct de vedere? Din punct de vedere a faptului că având în vedere cu prețul cu care am cumpărat eu Adidas-ii mei NFT, s-ar primi că timpul de răscumpărare a acestor Adidas de la 30 și ceva de zile spre 40 a scăzut la 20 și ceva de zile spre 30, deoarece prețul tokenului a crescut foarte mult. Dar, respectiv, repet, crește și prețul Adidas-ilor din cauza că cumva ar trebui să se echilibreze sistemul și tokenul valorează mai mult, Adidas și la fel valorează mai mult pentru ca să se mențină acest timp de răscumpărare un pic mai îndelungat, care tot este de fapt destul de rapid. Respectiv, nu cred că este târziu de a intra în proiect, totuși eu încă stau la gânduri din cauza că sumele deja sunt încă și mai mari, plus 2 la mână, acum ne aflăm în vârful, așa, punctul culminant, părerea mea, a acestui hype de care se bucură proiectul și sunt curios dacă mai departe nu cumva va începe să meargă totul în jos, de fapt, tokenul să cadă, deoarece acum toți sunt în euforie și așa mai departe, dar cine știe ce o să fie timpul apropiat, pentru că odată și odată, cumva totuși creșterea proiectului este influențată și de acest flux de utilizatori noi, dar odată și odată acest flux de utilizatori noi va lua sfârșit, așa că nu cred că este târziu, dar totuși cred că este un moment destul de riscant în viziunea mea, de-aia încă stau la gânduri, poate că pierd bani cu faptul că mă gândesc prea mult, dar asta este, eu am o strategie mea pe care o strategie de risc, să zic așa, pe care o urmez, adică eu încerc să nu las lăcomia întotdeauna să mă conducă, indiferent că vorbim despre Stepan sau despre alte investiții pe care le fac, și chiar dacă uneori câștig mai puțin, dar cel puțin înțeleg că mă aflu să zic așa, la nivelul de risc pe care mi-l pot asuma eu. Ok, acum să revenim la proiectul despre care vorbim astăzi, și anume Step Up, care este un proiect nou și putem să spunem că practic este o copie identică practic a proiectului Stepan, da? Putem să vedem că nici măcar nu s-au complicat prea mult cu denumirea. Stepan, Step Up, respectiv proiectul urmează să fie lansat în viitor apropiat. Respectiv, în acest video vreau să vorbesc în 2-3 cuvinte despre el, să explic ce prezintă acest proiect și să îți explic cum am investit eu în acest proiect ieri și care este strategia mea legată de acest proiect mai departe. Așadar, să începem cu ceea ce prezintă acest Step Up. La moment, ceea ce avem noi este un site. Iată acest site pe care îl vezi în față, care
Nu știu, este, pare destul de interesant. Eu l-am tradus în limba română din limba engleză, poate să fie un pic strâmbă traducerea respectivă, dar avem acest site care ne prezintă, repet, practic o copie identică a proiectului Stepan. Iată, la fel, proiectul ne arată că reimaginați-vă fitness-ul, Step Up transformă obiectivele de fitness în sursă de venit, bucurie socială, competiție amicală. Adică, practic, ceea ce am reușit eu până când să înțeleg din acest proiect este că diferența de bază, probabil, care va fi între el și Step N, este că ei vor să pună mai mult accent pe socializare. Cumva, în interiorul aplicației lor, atunci când va fi lansat, și proiectul va fi lansat în viitorul apropiat, chiar dacă tokenul proiectului a fost lansat alaltăieri și deja foarte mulți l-au cumpărat și au câștigat pe acest token, dar diferența de bază este că ei vor să pună mai mult accent pe socializare, ca lumea în interiorul aplicații, practic, să cumva să facă competiții între ei, să se întreacă unul cu celălalt cine merge mai mult, cine, ceva de felul ăsta, da? Adică competiția amicală. Ok, cam ceea ce ne arată proiectul, ok, ne arată că la moment are în jur de 110.000 de utilizatori care sunt presemnați pentru a-și recrea fitness-ul și viața socială. Adică, practic, avem 110.000 de oameni care sunt în așteptare acestui proiect, lansării acestui proiect, practic, a aplicației însăși. Asta reșind din ceea ce spun ei. Dar nu este exclus că din această cifră o parte din utilizatori poate și sunt, să zic așa, trucați. Poate nu este o cifră neapărat reală, deoarece nu sunt sigur cum se verifică acest lucru. Mai departe, ceea ce avem aici, ceea ce vedem în imagine, vedem exact cum o să arate în interior, vedem exact o copie a proiectului Stepan, am vrut să spun. Vedem cum o să arate în interior practic aplicația. Iată, o să arate în felul ăsta. La fel, vedem așa, iată, vedem marketplace-ul unde o să fie posibil de cumpărat acești Adidas și NFT, practic o copie identică a proiectului Stepan. Repet, chiar aici vedem și tipul de Adidas trainers care sunt și la Stepan. Și iată, aici la final vedem și cum arată procesul de câștig a banilor din interior, cum va arăta, care este practic identic cu Nike Club, aplicația Nike Running Club, dacă cumva ai folosit pe telefon respectiv. Mai departe avem foaia de parcurs, adică practic, să zic așa, drumul proiectului pe care proiectul l-a parcurs până acum și calea pe care urmează să o parcurgă de acum încolo. Aici totul este redat, scris, respectiv noi avem în trimestrul a patrulea al anului 2021. Avem gen că iată cum a apărut ideea proiectului în ultimul trimestru anului 2021, gen cam odată cu Stepan, să spunem așa. Chiar dacă eu proiectul ăsta îl văd ca o copie chineză a proiectului Stepan, dar în fine, vedem. Mai departe, în trimestrul 1 al 2022, deja aici în principiu s-a început să se lucreze la crearea designului și așa mai departe. Trimestrul 2 al anului 2022, lansarea beta Genesis NFT, adică practic a fost făcute și careva teste a platformei, aplicației, care am înțeles că a fost și un grup de persoane care a avut ocazia să testeze această aplicație. Eu nu știu, probabil am pierdut acest moment, deoarece am aflat prea târziu despre proiect, dar la momentul actual, noi ne aflăm în trimestrul practic 2 al anului 2022, noi am avut acum lansarea sau listarea tokenului care, în principiu, iată, la fel cum proiectul Stepan, să spunem așa, are un token, acest token este GMT și GST, de fapt are două tokenuri, tokenul care este în interiorul jocului și tokenul cumva de bază a proiectului, este GST, GMT, da? Iată, acest token, practic, la început valora, iată, 0,1 dolari, a început și la momentul actual valorează deja 3,3 dolari. La fel și proiectul Step Up are un token al său, care este tokenul FitFi. A fost listat alaltăieri acest token pe bursa Bybit și de alaltăieri până astăzi a crescut spectacular, de fapt, iată, putem să vedem acest grafic cumva mai strâns, adică a început prețul său de la 0,1, să spunem așa, chiar mai mult de 0,1 și a ajuns la să coste 0,28, a costat chiar și 0,28
35, adică a făcut practic X30 din momentul listării acestui token, pur și simplu a făcut X30, de 30 de ori. A crescut, am cumpărat și eu acest token. Pot să zic că pe moment am făcut o investiție nereușită, dar am să-ți vorbesc despre asta la finalul acestui video. Ok, respectiv acest token a fost listat, fapt care arată că proiectul de fapt merge pe calea sa care este planificată, și atât în trimestrul 3 2022, în trimestrul al treilea, adică noi ne așteptăm deja acum vara, toamna, la lansarea NFT Market, adică la lansarea însăși a aplicației, a platformei unde vom putea cumpăra aceste NFT, Adidas NFT, să zic așa. Și după asta, trimestrul 4, finalul 2022, deja parteneriate individuale cu diferite persoane populare și așa mai departe, unde proiectul va fi în principiu promovat. Aici vedem echipa proiectului, dar asta pe noi ne interesează, de fapt nu pot să zic că ne interesează puțin, deoarece până la urmă trebuie să înțelegem că atunci când noi investim într-un proiect de felul ăsta, noi nu investim în aceste desene, în aceștia didași desenați. Noi de fapt investim în acești băieți, în aceste persoane, în această echipă, totul depinde de ei, cum va decurge mai departe proiectul, cum ei vor promova acest proiect, cum vor gestiona și așa mai departe. Așa că da, ai putea să studiezi inclusiv și chestia asta. Eu neapărat am să las site-ul proiectului în descrierea videoului. Iar până când, asta este cam tot. Aici vedem de fapt, ok, mai este, dacă mergem sus, ne ducem la light paper, vedem aici faptul că este descrisă economia proiectului, economia internă a proiectului sau tokenomia sau cum să-i mai zic, da, adică ni se arată că proiectul are tokenul său de bază, care este în principiu FitFi, cel care a fost listat pe Bybit și deja încă pe câteva burse, respectiv sperăm că mai departe urmează să fie listat și pe Binance, pe Binance, să spunem așa, respectiv ni se mai arată că proiectul va mai avea și niște jetoane CAL, iată în felul ăsta. CAL, cred că ăsta va fi un token în interiorul jocului, la fel cum este GST la Step N. Respectiv, cumva, noi mai departe vom putea în interiorul jocului să schimbăm aceste jetoane în FitFi, după care FitFi să-l vindem și așa mai departe. Respectiv, cam asta este. Aici ne este descrisă economia jocului, în principiu, pentru ce vom putea noi să câștigăm bani. Ok, ni se spune că vom putea să cumpărăm cripto, ni se spune că vom avea jocuri, vom putea câștiga bani alergând împotriva prietenilor sau împotriva altor participanți, că vor fi competiții, că și așa mai departe. În principiu, ne este descris cum va fi acest câștig, dar până când este de vreme de gândit la asta, eu nu știu exact dacă am să investesc sau nu, adică dacă am să intru în acest proiect în forma în care am intrat în Step N, deoarece în Step N, repet, am deja o pereche de Adidas, despre asta am vorbit în videourile anterioare de pe canal, am vorbit, practic am explicat absolut tot ce se poate de explicat despre Step N, tot ceea ce am înțeles eu până la momentul actual și ce am făcut eu până la momentul actual. Acum mă gândesc și la faptul de a cumpăra și a doua pereche de Adidas, dar repet, încă nu este sigur și per general vreau să înțelegi că acest video nu este nici de cum o recomandare de a investi banii tăi anume în aceste proiecte, ba chiar mai mult recomand să nu investești în aceste proiecte deoarece sunt foarte, foarte riscante, dar dacă totuși vei porni să investești, atunci sper că informația din aceste clipulețe, videourile mele, să îți fie utilă. Respectiv, ok, să trecem cu faptul cum se mișcă proiectul, adică deja la partea de investire, da? Concret, nu la partea proiectului, dar la partea de investiții. La moment, adică de curând deja, de ceva timp, proiectul a fost listat pe DAO Maker, care este o platformă cu o reputație deja bună, așa că faptul că proiectul a apărut aici pe DAO Maker deja arată că nu este un scam sau ceva de felul ăsta, adică altfel băieții de la DAO Maker ar risca cu reputația, adică proiectul practic, cu cât mai mult este listat proiectul pe diferite platforme populare, burse de cripto și așa mai departe, cu atât mai mult crește seriozitatea proiectului, deoarece practic fiecare platformă, fiecare bursă de cripto și așa mai departe verifică suplimentar aceste proiecte și practic riscul pentru noi ca investitori, ca utilizatori scade. Așa că avem pe DAO Maker, aici am văzut, a avut loc un token sale, da, un token sale unde s-au putut de cumpărat tokenuri în
prima fază, în prima etapă, doar că aici era, eu am aflat prea târziu despre proiect per general, pentru ca să particip aici, plus că aici era miza minimă, adică depozitul minim cu care se putea de participat la acest token sale era 2.500 de dolari, mai jos de atât nu se putea participa, dar oricum, multe persoane au cumpărat tokenuri. Mai departe, aici vedem comparația proiectului cu alte proiecte, iată, cu, inclusiv cu Step N, ni se arată diferența de capitalizare, care este diferența de capitalizare, este explicat prin ce proiectul este mai bun decât celelalte proiecte, prin ce este unic, anume Step Up, comparativ cu celelalte proiecte, iată, același roadmap, calea pe care o parcurge, urmează să o parcurgă proiectul. Iată, cum sursele de câștig, care vor fi sursele de câștig ale proiectului în cazul ăsta, de ce merită să investim în proiect, deoarece proiectul va avea câștig, da? Respectiv de unde va câștiga el bani, și așa mai departe. Dar noutate, de fapt, importantă, bombă nu este, ok, este și DAO Maker, dar, repet, alaltă a avut loc listarea chiar pe bursele de cripto, printre care Bybit, bursa prin care investesc și eu, apropo am să las un link pe care îți poți crea un cont pe Bybit în cazul în care nu îl ai. Părerea mea este și mai faină decât Binance, până când eu mă simt mai bine pe Bybit. Investesc și pe Binance și pe Bybit, dar cumva principalul la moment este Bybit. Este mai simplă, este asta, nu este reclamă, publicitate, nu am practic nimic din asta, pur și simplu o recomandare. Respectiv, tokenul a fost listat pe Bybit și a fost listat deodată la un preț foarte, foarte jos. Cu părere de rău, eu nu am urmărit acest trend, nu am urmărit aplicația, am pierdut momentul și eu am cumpărat abia ieri și am cumpărat tokenul la un preț nereușit pe moment. Adică, de fapt, cred că am făcut o achiziție ok, având în vedere strategia mea pe termen mai îndelungat, deoarece, per general, eu sunt un trader destul de prost, spun așa, adică eu până când abia mai inițiez în subiectul tradingului și dacă fac trading, dacă încerc să fac careva speculații, să câștig pe moment, deja cei care mă urmăriți de mai mult timp pe canal știți că eu întotdeauna recomand, chiar dacă vreți să faceți careva speculații, faceți cu 10, nu, 15% din banii voștri, da? Nu mai mult de atât, da? De respectiv, vreți să investiți în proiecte de felul ăsta, prostii de felul ăsta, precum Stepen, cu toate că această prostie deja mi-aduce în jur de 70-80 de dolari pe zi din mers Stepen, mă refer, după ce a crescut tokenul GST, dar totuși nu mai mult de 10-15% din banii voștri în proiecte de felul ăsta, criptomonede și așa mai departe, asta este recomandarea mea, deoarece încă este foarte, foarte riscant. Respectiv, eu am cumpărat acest token și l-am cumpărat abia ieri, când el era la maxim, iată, l-am cumpărat, cred că, în cel mai maximal punct al său, anume la 0.33, iată, da, pe data 27 aprilie, iată, am cumpărat practic în vârf, am prins, sunt campion, dacă sunt campion printre traderi, să spun așa, am prins exact în vârf, cu prețul de vârf, iată, am aici și cumpărătura, am cumpărat, nu cu sumă mare, am cumpărat cu 108 dolari, am cumpărat tokenul și ce vă recomand și vouă în cazul în care veți decide să cumpărați. Repet, nu recomand să cumpărați sau să investiți, nu este o recomandare investițională, pentru că este riscul mare de a pierde bani. Încă nu se știe ce este cu proiectul, ce va urma, dar acum și o să-mi spun părerea referitor la asta, dar eu am cumpărat, puteți să cumpărați de o sumă 10, 20 dolari, 100 de dolari, atât cât sunteți gata să pierdeți. Eu am cumpărat de 108, la cel mai mare preț, 0.33, la moment tokenul costă, are tokenul la moment. La moment, da, are 0.28 tokenul, respectiv la această etapă, eu deja am pierdut, se primește că 14 dolari, sunt în minus cu 13%. Nu am de gând să mai cumpăr, chiar dacă de regulă în investiții, dacă vedem o investiție bună, ar trebui să mai cumpărăm dacă investiția cade în preț, dar aici nu se știe încă dacă este o investiție bună sau nu. Eu am cumpărat, sunt pe minus, dar nu vând, nu regret că am cumpărat, deoarece strategia mea este un pic mai îndelungată. Au fost persoane care au cumpărat, iată, aici chiar au reușit să cumpere cu 0.17, 0.15 și aceste persoane, într-adevăr, timp de o zi au făcut X2 și au dublat suma de bani. Scopul meu nu a fost asta, eu am intrat pur și simplu cu orice, la orice preț, bănuiam că posibil să mai crească, bănuiam și că posibil să cadă. În principiu mi-a fost un pic indiferent, deoarece eu mizez un pic mai îndelungat, mizez pentru lansarea platformei. Adică eu, chiar dacă sunt cu 14% pe minus, nu contează,
Eu vreau să aștept lansarea proiectului, lansarea platformei, unde posibil că va fi și aici un hype mare în jurul platformei. Dacă, și aici este un dacă, eu fiind investitor, să zic, în proiectul Step N, eu cred că soarta acestui, așa o mică prognoză să fac, soarta acestui proiect foarte mult depinde de soarta proiectului Step N, de cum va merge Step N. Dacă Step N o să meargă bine, atunci acest proiect la fel o să meargă bine. Dacă Step N la un moment dat o să înceapă să cadă, lumea nu o să mai poată câștiga bani de acolo și mai departe, încrederea față de acest proiect o să cadă considerabil. Dar așa cum eu oricum repet că riscul proiectului Step N este mare, într-adevăr este mare și în Step N riscul, dar totuși cred într-o oarecare viitor al proiectului Step N, cel puțin în următoarea jumătate de an, admit că proiectul ar putea să se afle în continuă creștere, văzând cum se dezvoltă și ce planuri au și respectiv, în următoarea jumătate de an o să fie lansarea inclusiv și a platformei, iată, Step Up, unde deja dacă or să înceapă utilizatorii să vină pe platformă, ei or să cumpere acest token, pentru că pentru ca să cumpărăm aceștia de Dash în interiorul platformei Step Up, o să avem nevoie de acest token, de FeedFi. Și respectiv eu țin acest token, la moment am 321 de token, până în momentul ăla și atunci nu este exclus să fac atunci un X5 nu știu cât ar putea să crească platforma, repet, depinde de mai mulți factori, depinde dacă până atunci nu se va pierde actualitatea, dar eu presupun că proiectul își va găsi utilizatorii, adică toți acei care nu au reușit să intre în Step N, dar deja acest trend a devenit cunoscut și mulți regretă că nu am cumpărat Adidas pe Step N când ei costau, spre exemplu, să spunem, $700, da? Dar acum costă 1300, nu mai sunt gata să intru. Mulți vor aștepta, vor pândi acest proiect și vor cumpăra aici la început Adidas destul de ieftin, presupun, pentru ca să câștige deja aici, așa că eu cred că dacă proiectul Step N își va păstra cel puțin popularitatea care o are acum sau chiar și un pic mai puțin, oricum acest proiect va împușca deoarece își va găsi utilizatorii și eu cumva acest token atunci am să-l vând, dacă vorbim concret despre token. Dacă vorbim despre Adidas, despre ceea ce va fi în interiorul proiectului, nu pot să spun până când dacă eu voi cumpăra sau nu Adidas, să câștig aici, să merg și așa mai departe. Nu știu ce câștig va fi, asta deja vom ști mai aproape de, iată, mai aproape de lansarea platformei, atunci când platforma va fi lansată, va fi clar câți token primim, cât, în primul rând va fi clar cât costă acest token FeedFi la momentul respectiv, în al doilea rând va fi clar cât token câștigi în aplicație direct, deja vom vedea feedback de la alți utilizatori, sau direct platforma ne va descrie acest lucru. Și respectiv, iată, atunci vom putea mai exact, cu toate că teoretic ar trebui să fie descris acest lucru, iată, și aici, ca să fac așa un mic. Ei au un light paper de felul ăsta, unde descriu practic tot proiectul, în detalii. Teoretic, eu, sincer spun, nu am săpat foarte mult aici, pentru că până când nu mă prea interesează proiectul din interior, să cumpăr aceștia de Dash, m-a interesat tokenul, mă interesează perspectiva proiectului, așa, mai din perspectivă, să spun așa. Respectiv, dacă vorbeam despre Dash, despre câștig, posibil că aici este descris ceva mai detaliat, dar nu, sunt doar 12 pagini, nu cred că au descris până când. Deci totul va fi clar mai aproape de lansarea platformei. Până când iată, asta este strategia mea, vedem, o să investesc sau nu în Adidas, asta rămâne de văzut cum o să se miște acest trend în general move to earn, vedem, la momentul acesta este un trend absolut în creștere, toți vorbesc despre Step N și Step Up, cred că prinde un moment foarte bun cu lansarea, posibil chiar ar fi fost o idee bună să se lanseze un pic mai devreme, dar cred că băieții de aici din echipa asta lor știu ce fac, cu siguranță cred că mai bine decât mine știu ce fac, având în vedere că ei sunt în domeniu. Așa că așteptăm, asta este investiția mea, părerea mea la momentul actual, respectiv sper că a fost util, sper că acest video o să te ajute să nu pierzi, să urmărești acest trend, să nu pierzi acest trend, ba chiar mai mult la momentul actual, având în vedere că eu m-am grăbit un pic cu cumpărarea acestor tokenuri, la moment tokenul FeedFi a căzut în preț, a căzut și costă 0.28, nu cred să cadă mai departe, adică nu știu, iarăși nu este o recomandare de a investi, dar poate că în momentul respectiv este și o idee bună de a cumpăra acest token dacă strategia mea ți-a părut că are logică și
înțelegi că, adică ești de acord practic că lucrurile vor merge în felul în care le-am descris eu. Sper că acest video a fost destul de util și informativ. Dacă e așa, atunci nu uita să lași un like și să te abonezi la canal, pentru că aici am să te țin la curent cu faptul, felul cum evoluează acest proiect, cu felul cum evoluează proiectul Step N, ce nou mai fac eu în proiectul Step N, o să mai cumpăr Adidas. În principiu, pe acest canal vei găsi multe, multe idei interesante legate de cum poți să-ți înmulțești banii tăi. Te salut și ne revedem în cadrul unui alt video. Pa, pa!